Iubirea pentru limba franceză, dar și corpul profesoral ales cu rigurozitate sunt doar câteva dintre motivele pentru care sute de tineri au ales să studieze la Liceul Voltaire. Festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat la Casa de Cultură a studenților din Craiova. Prima zi de școală, pe lângă emoțiile începuturilor, bucuria revederii, este și un moment de reflecție asupra educației, o privire retrospectivă asupra anului care s-a încheiat, pentru a pune în lumină așteptările, speranța în fața provocărilor unui an școlar nou. Cu fiecare piatră ce o aștepți în fața ta, construiești de fapt lumea, spunea Antoine de Saint-Exupéry. În acest an școlar am așternut în calea noastră foarte multe asemenea pietre și cred că această lume se construiește și prin voi, prin noi. Cu toți mobilizați pentru o școală a valorilor europene, toleranță, egalitate, inovație, am trăit împreună momente emoționante cu ocazia spectacolelor oferite de copiii noștri talentați și profesorilor dedicați. Ne-am bucurat de rezultate excepționale la concursul și olimpiade școlare, cu un loc pe podium la Olimpiada Națională de Limbi Romanice, laureați ai concursului organizate de Ministerul Învățământului Franței și Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Belgia. După un an de eforturi conjugate ale elevilor, profesorilor și, în ultimul rând, ale părinților Liceului Voltaire, Liceul Voltaire a așezat încă o cupă în vitrina trofeelor, câștigând competiția tinereții și titlul de Liceul Anului pentru a doua oară. Împreună am depășit limite, am traversat frontiere, datorită celor trei proiecte internaționale în care Liceul Voltaire a fost partener. Astfel, elevii noștri au avut șansa să cunoască tineri francofoni din Torino, Marsilia, Toulouse. Este septembrie, început de an școlar, cu emoții deopotrivă pentru noi toți, dar mai ales cu descoperiri frumoase. Este momentul în care noi adulții retrăim o fărâmă din copilărie sau din adolescență, iar dumneavoastră, dragi elevi, vă pregătiți să vă construiți propriile experiențe și, de ce nu, viitoarele amintiri. Aș vrea să vă felicit pentru rezultatele frumoase, pentru reușitele din anul școlar trecut, în speranța unui an școlar mai bun, cu sănătate, cu putere de muncă, cu reușite și mai mari și cu oameni de bine alături. Dragi elevi, vă asigur că pășiți și vă veți continua studiile într-o școală primitoare, cu cadre didactice alături de dumneavoastră. Dragi colegi, vă urez sănătate, putere de muncă și să găsiți tot ce este mai bun în elevii dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, stimați părinți, vă mulțumim că ați fost alături de noi, pentru că de noi toți, până la urmă, depinde ca acest septembrie 2018 să fie unul valorizant, creativ și, de ce nu, deschizător de drumuri și de mai bine. Mă bucur foarte mult că pot să țin un discurs în fața unui grup atât de mare, marca familia Voltaire, și încep prin a spune bun venit elevilor de a noua, cu cei de a 11-a. Cu cei de 11 și de 10 abia aștept să mă îmbrățișez și să le aud miile de glume despre Bach. Apropo de Bach, celor de 11 le urez multă baftă. Nu putem uita să le mulțumim și profesorilor care au depus un efort supraomenesc vara aceasta. Și multe, multe mulțumiri persoanelor care ne-au sprijinit. Pentru anul școlar 2018-2019, la Liceul Voltaire au fost înființate câte trei clase de a 9-a și a 10-a cu specializările științele naturii, filologie biling franceză și științe sociale biling franceză și câte patru clase de a 9-a și a 12-a cu specializările matematică informatică biling franceză, științele naturii, filologie biling franceză și științe sociale.